Ne aflăm în comuna Palanca, în fața primăriei comunei. Sunt împreună cu colegul nostru de la Brusturoasa, domnul Cristi Coman, cu doamna Mihaela Franț, candidata noastră la primăria Agăș, și cu domnul Dumitru Urdea, candidatul Partidului Național Liberal la primăria Palanca. De ce ne aflăm aici și de ce ne aflăm toți? Ne aflăm aici pentru că în această zonă, această vale, trebuie să ne dezvoltăm la fel. Cele trei comune au o mare tristețe comună, și anume faptul că timp de 30 de ani, în cele trei comune au fost doar primari PSD. S-a instalat, oameni buni, teroarea. Oamenilor le este frică, nu dumnealor, ci cetățenilor le este frică să spună cu cine doresc să voteze, le este frică să-și ceară drepturile și de foarte multe ori sunt nedreptățiți, la fel cum la județul Bacău, timp de 30 de ani, au condus și au făcut ceea ce au dorit ei, la fel și în această zonă binecuvântată de Dumnezeu, doresc să conducă în continuare așa. Domnul Dumitru Urdea, un om care a muncit peste 15 ani de zile în străinătate și care s-a întors în comuna lui, în satul lui, unde s-a născut, pentru că vrea să poată să trăiască și la el acasă, la fel cum a văzut că se poate în străinătate. Domnul Urdea, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați avut curaj și aveți curaj să faceți acest pas. Votul e mai puternic decât glonțul. Folosiți votul, oameni buni, și dezrobiți-vă de ceea ce s-a făcut aici, în această zonă. Avem un slogan, noi liberali. Noi construim, se poate. Da, noi liberali întotdeauna am construit și am demonstrat că se poate. Haideți, domnule Urdea, să transformăm acest slogan în realitate. Pentru că noi chiar am construit, noi putem construi și pentru că chiar se poate. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și avem nevoie de dumneavoastră!